Sabin, șeful de stat major al regimentului 52 artilerie mixtă, general Alexandru Tăl, militar cu vastă experiență, dobândită prin formele de învățământ pe care le-a absolvit în țară și străinătate, precum și prin participarea la două misiuni teatre de operații din Irak și Afganistan. Urmează blocul de defilare al Ministerului Apărării Naționale, un detașament de defilare condus de capitan Laurențiu Arsenie. Prin fața dumneavoastră trece garda bord drapel și drapelul de luptă al regimentului 52 artilerie mixtă, general Alexandru Tăl, decorat cu emblema de onoare a forțelor terestre. Urmează steagurile de identificare ale centrului militar județean Vaslui, regimentului 52 artilerie mixtă general Alexandru Tăl și batalionului 83 la Rom, Bogdan I, din garnizoana Bârlad. Vă prezintă onorul trei plutoane de militari profesioniști din cadrul regimentului 52 artilerie mixtă general Alexandru Tăl, unitate de elită Armatei Române, înființată în anul 2010, destinată executării sprijinului UNIFOR al forțelor de manevră. Detașamentul este condus de maiorul Damian Marian, ofițer cu bogată experiență din cadrul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Vaslui. În fața dumneavoastră drapelul de luptă al Inspectoratului de Jandarmerie Județean Vaslui, care a fost acordat ca urmare a decretului președintelui României din 18 februarie 2015. Definează pe fața dumneavoastră următorul format al apărătorii ordinii și liniștii publice, jandarmii, Inspectoratul de Jandarmerie Județean Vaslui, își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, inclusiv pe fața executarea legii. Urmează efectivă inspectoratului pentru situații de urgență modulară a județului Vaslui. Numărul din cadrul detașamentului de pompieri Vaslui execută cu forțe proprii sau în cooperare operațiuni și activități de recunoaștere, cercetare, evacuare, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență. Definează pe fața dumneavoastră efectiv al Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui. În calitate de reprezentanță ai autorității publice, polițiștilor le reține responsabilități privind asigurarea unui climat de siguranță și normalitate. Un stat puternic se bazează pe ordine și respect față de lege, iar polițiștii sunt mandatați să asigure respectarea legii. Definează pe fața dumneavoastră efective ale Poliției de Frontieră din județul Vaslui, structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, specializată în supravegherea și controlul de cele frontiere de stat a României, cu misiunea de a preveni și combate migrația ilegală și infracționalitatea transfrontalieră în zona de responsabilitate care este totodată și frontiera externă a Uniunii Europene. Definează efective din cadrul Prefecturii Vaslui, serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenție și asigurarea intervenției recuperative pentru persoanele custodiate, în condiții care garantează respectul față de lege, față de valorile etice, morale, ale libertății și demnității umane. Rămânem pe locul prin mașinile, da? Avem grijă de copii. Urmează plutonul de defilare al Poliției Locale Vaslui, forță complementară de ordine și siguranță publică, care asigură ordinea și liniștea comunității, luința și situației rutiere, în scopul creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale. Da,
și domnilor, în continuare are loc declararea locului cu tehnică și dotarea fiecărei unități participante. Defilarea este deschisă de tehnica din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Prin fața dumneavoastră trece punctul de comandă din compunerea batalionului 83 la Rom, Bogdan I, produs de tip containerizat, îndeplinind principala funcție de conducere a focului artileriei pe sistemul automatizat AMS a lansatoarelor ultime de rachete tip la Rom. Urmează tehnica regimentului 52 artilerie mixtă, reprezentată de 3 aruncătoare de proiectile reactive, calibru 122 mm, model 1974. Aruncătorul de proiectile reactive este un sistem de armament autonom, autopropulsat, pe șasiune de autocamion TAC-665T, capabil să distrugă ținte aflate la distanțe maxime de peste 20 de km. Utilizează rachete Iskrand calibru 122 mm. Aruncătorul de proiectile reactive este destinat pentru executarea misiunilor de foc în poziție de groanele acoperite, să lovească o gamă largă de țipe, în special de dimensiuni mari. Isuzu L200, destinată la sanarii teritoriului național de
munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate. Defilează pe fața dumneavoastră autospeciala cu complexă de primă intervenție Volkswagen Transporter, care asigură coordonarea forțelor proprii la locul intervenției și participă la localizarea și stingerea la incendiu. Pe fața dumneavoastră, ambulanța de terapie intensivă Volkswagen Crafter pentru acordarea plinului de ajutor medical cu personal calificat din cadrul unui scurt și izumatului medic, asistent medical și paramedic. Autobuzul Volkswagen Crafter, care asigură transportul efectivelor la misiuni de intervenție. Asta-i cu barcă, e chiar așa. Poate pneumatică cu chilă rigidă, care acționează pentru salvări din mediul aromatic. Oh,
unii pentru încărcare, descărcare, contactă, multirisc, destinată la asigurării suportului logistic, al intervențiilor de căutare, salvare. Capacitate care participă la misiuni de localizare și stingerea incendiilor, forestieri, arde necontrolate și transportul altor materiale la locul intervențiilor, de evacuare a apei și acțiuni pentru rezolvarea efectelor situațiilor de urgență. Defilează pe fața dumneavoastră un autobuz de serviciu Marcaport destinat executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii și liniștii publice, precum și pentru misiuni de urmărire și prinderea evadaților și dezertorilor. Niciun marcat, aceea de astfel, destinate executării misiunilor de asigurare a ordinii și liniștii publice, precum și la supravegherea controlului și asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic și piscicol, precum și a fondului forestier. În continuare, ne trează un special de dotare a inspectoratului de poliție.
pe drumurile publice, precum și pe intervenții atare. Aparținând biroului de ordine publică din cadrul poliției municipiului Vaslui, folosit la efectuarea de hotărâri, intervenția la evenimente. Destinată pentru faza și scoaterea persoanelor reținute. Îți trag eu, atunci.